Pepenele verde este cultivat pentru fructele sale, care, ajunse la maturitatea fiziologică, sunt apreciate pentru gustul echilibrat, dulce, fin și plăcut. Este un fruct sănătos și, de asemenea, doamnele și domnișoarele pot face cure de detoxifiere bazate pe acest fruct. A Mariei Gheorghe este un producător local din satul Viș, în comuna Independența Călăraș, care, într-un interviu pentru Canal Sud, ne-a povestit despre tot ce înseamnă cultura de pepeni verzi. Sunt de vorbă cu unul dintre producătorii locali, domnul Amariei Gheorghe. Bună ziua și mulțumim că ați acceptat să stați de vorbă cu noi. Spuneți-ne, cât este de greu să aveți o cultură de pepeni? Greu nu ar fi, dar problema e în felul următor, că necesită zi de zi îngrijire. Răsad în alveole, să seamănă în alveolă, din alveolă să transplantează în câmp, când a făcut 10-15 cm răsadul. După aia se irigă în picurare sau aspersie, depinde de fiecare producător, ce legumicultor, ce sistem de irigație are, și îngrijire. Deci, înainte de plantare o să trebuiască terenul erbicidat ca să poți să aia, după aia, pe parcurs, 2-3 sape, prașili, să scoți iarba din cultură. Și necesită și îngrășământ, că nu spune mie un producător că nu-l îngrijește, nu-i dă și îngrășământ, că orice plantă are nevoie de mâncare. Ați cules până? Păi deja e copți, n-am avut oameni cu ce să le coltez și am zis să mai las câteva zile, adică omului să nu îl dau, să poată să-l consume. Adică e, la gust e foarte bun, e aia, dar am zis să mă 2-3 zile să-i mai las ca să fie la maturitate. Este o problemă forța de muncă? Este. E o mare problemă, nu? O problemă foarte mare, fiindcă în România a rămas bolnavi și bătrânii. M-ați înțeles? Tot tineretul în România au fugit la 1.500 de euro afară și ne-a lăsat pe noi, care avem un salariu de 1.500 de lei. Era și normal să întâmple asta. Spuneți mai devreme că vreți să vă asigurați că pepenele este copt, exact. Ca să nu, să nu fie clienții. Da, corect. Da. Cum recunoaștem la piață un pepene copt? La piață mai greu. Dar în câmp, direct, dacă producătorul vrea totuși să le ia copt, are aici o linguriță, o frunzuliță mică care se usucă, v-ați înțeles? Și un cârcel. Ăsta când s-a uscat, lingurița e uscată deja, deci e pe jumătate copt, v-ați înțeles? Și când s-a uscat și chestia asta de aici, deja el e pregătit de consum. Și la piață care este secretul? La piață, îi ciocănim? Să-i ciocănim. Astea sunt niște obiceiuri... Toată lumea e ciocăne, dar nu știi de ce e ciocăne. Știți că eu mai toată mă și glumesc pe seama asta. Mai fi varianta dopului sau cepului. Da, dopului. Noi aici, dacă cere clientul, că avem cuțit special, îi facem un dop, îl gustă, dacă le ia bine, dacă nu, nu e nicio problemă, la mine în câmp e destui. Având experiența anilor anteriori, este o cultură bună anul acesta de pepeni? Este foarte bună. Spuneți-mi, care ar fi prețul corect la piață a unui kilogram de pepene? Pentru că am văzut pepeni și la 7 lei și la 10 lei săptămâna trecută chiar. Deci tot ce vine de afară are preț. Ați înțeles? Când am început noi ai noștri, deja că toți samsarii care ia de acolo, mută dincolo. Deci au interes să ia de un câmp sau de la producător să le ia ieftin. Și deci mă uitam. Prețul pepenelui nostru. 2,50 lei, un 2,50 lei, acum e ok. Da. În mare, problema e că e muncă, muncă, muncă. Noapte, zi, ne-am mutat aici, am avut ani când am stat cu soția, cu copiii aici. Mai aveam să aduce găinile de acasă și să stăm cu toții la câmp. Noi vă urăm vânzare și bună și sper să fie un an bun. Și noi vă mulțumim că ați venit și să sperăm, că toată lumea, că speranța mai ultima, știți cum e.